Auzi, zi tu numele meu, eu zic numele lui. Da, 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 da. Acțiune. Bună ziua, dimineața, doamnelor și domnilor. Mă numesc Anca Dinicu și am alături de mine niște invitați care sunt săriți de pe fix. Eu sunt Alex Bogdan. Bună ziua, mă numesc Bogdan Drăcea și am comedie, sunt gala, fac stand-up, stand-down, am nebunie și... Anisia Gafton e numele meu. Bogdan Drăcea n-a putut să fie cu noi astăzi pentru că e sărit de pe fix. Am primit o provocare de la colegii noștri, așa că vă voi ruga pe rând să serviți o bucățică de hârtie. Da! Dacă aveți și muștar, ca să... Haideți, ia doamna, să vedem. Nu mai fiți așa sclifosită, doamna Băi, Anca. Dar cum? Doamna Teatrului Național. De unde ești, deloc? E cine? Anca? Da. Eu Dacă sunt greșești, din București. Mai specific. Din, de pe la margine, de la... Ghencea. Bun, hai, frumos, superb acolo. Da, 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 extraordinar. Da, da. Citiți, e definiție. Haideți să-mi... A intrat în toaletă și, nu, și apa nu e trasă. Cine e primul suspect? Cel de dinainte? Răspuns corect, Renuie, mulțumim. Cu premii. Da? Da. Bravo. Așa, bun. Care e primul lucru pe care îl zici dacă îți părăsești soțul, soția la altar? Hai că știi că ai făcut-o de tău. Scuze. Scuze că te-am... Sper să nu te superi. Pare rău că te-am pus pe drum. Hai să te Da, na, știi cum e. Ne mai răzgândim. Fiți atenți, Acirișa. Ia. Yeah. Ai un date... ce? Nu. Ai un întâlnire. Ce e, vrei? Date, întâlnire. Ce așa e engleză aia? Te vorbea toată lumea de ea, nu? Date. Ai un date cu toți trei. Cu cine pleci acasă? Cu toți trei ăștia? Oh, no! Da. Cu cine plec? Viața mea, da, nebunule! Jucă-mă așa, o, mă deschide mă. Ce să mai... faci cumva? Asta e șontâcă de un picior, asta e măritată, vai de capul ei. Dacă... Nu sunt măritată, că nu sunt măritată. A, și bă, că ești luată, ești cu... Ești cu ăla, mizil, cum îl cheamă, Sergi? Erească sfânt. Hai. Ești Vlad Țepeș și în 2023 pe cine ai trage în țeapă? Fratele meu? Fratele meu? Pe fratele meu, Alex Bogdan. Vreau să iau polo-ul. Asta, I can't hear you. I-a dat. I-a dat pareză pe stânga. I-a dat palma cu mie să moară mama. Ce faci când soacra care nu te suportă? Vorbești că se ghimizi. Da. O încurajez să spori în continuare. Cu ce sunet poți masca o flatulație într-un meeting? Asta e bășină. Stai, stai. Asta e, da. Ce bășină de întrebări? Sau, nu, ce mai merge? Scuze. Nu, nu merge asta. Sau aia cu... Sau... Aoleu, chiar ai dat-o. Exact. Sau în timp sau ce... Sau mai vină pe altcineva. Cum, în timp o ce te bei să urli? M-am bășit! M-am bășit! Hai, alegeți din astea! Mă, nu mă, hai, tu! Iată că asta mamă, asta i-a dat să învețe textul ăsta. Ai luat plasă. Deci ai luat o plasă de la, de la agenția de turism. Nu poți zici, mă. Poți. A, nu. Păi ce că e online? N-ai mă cum păi să zici. Ce? De la magazin. Pipi, cu ce înjură, mă? Ai luat plasă de la agenția de turism și ajungi să-ți petreci luna de miere în același hotel cu foștii. Foștii? Cum îi saluți? Foști, adică, ce stai? Da, deci ce faceți numai foștilor, trebuie? Ce faceți, pistoilor? Nu vă așteptam să fiți și voi foști. Hai să facem o gheretă de aia împreună. Hai. Pe care dintre cei trei l-ai omorât? Viața mea. Cu care te-ai căsătorit, pe cine ai pupa? Hai zi. Dar fii sincer. Deci ca dar să nu fie dubios. Da. L-aș pupa pe Alex Bogdan. Oh, să nu fie nesimț, să nu fie... Nu e dubios deloc. Să nu fie mârlănie. Picul limba. Da, și ăsta e răspunsul meu. Păi și nu mă, nu. Adică nu ne-ai pupa, nu ne-ai căsătorit. Pe cine aș omorâ? Tu cum ești cu viața ta? Ești împăcată? Dacă mai de nevastă, da. Tu cum ești așa? Tu nu ești fericită? Omoară-mă că, da, nu. Cel mai trist om de pe pământ. Omor pe Anca Dinicu să-i curm suferința și cu Anisia mă căsătoresc, dar maxim două luni. Eu zic că în două luni o rupe, maxim. Ce? Maxim azi? Ai trei bilete la Băianțe. Ai trei bilete la Băianțe. La ai trei bilete la Băianțe. Aici pe cine din camere leși acasă?
Pe toți, pe toți vă lăs, mă duc singur. Cum să păi nu mă ieși pe mine la regină? Păi nu, păi eu am să stau pe cele trei scaune și în primul rând și în al doilea și în al treilea. Pentru regină doar eu vreau pe să... Păi nu mă interesează, Leon, să... Leon se... Cine... Eu aș merge. Da. Cine, 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 mă, că am urmă? Singur la ediția. Boaaan... Un prieten care și-a comandat doar băutură, mănâncă din farfuria ta. Cum îi spui să se oprească? Ia mâna! Ia mâna, așa. Fizic, îi zic. Fizic. Cum reacționezi dacă intri pe scenă și nu e nimeni în public? Mai se întâmplă asta de fiecare dată. Nu e... Nu e, mai nasol e când intri pe scenă, e lumea plină, da? Da, lumea plină. Așa, lumea e lumea plină. Plină. Sărbători. E lumea plină. E liniște de aia, așa, nu... Aveți grijă că noaptea asta e lume plină. Mare atenție. Oh! Cu cine de aici nu ai merge într-un city break? Nu, cu ăsta n-aș merge într-un city break, că face personaje pe acolo cu un avion, cred că iar ăla se certă, ne dau aia jos mai devreme. Bogdane, am auzit în Praga, ai chiar niște invitații. Vrei să ții Barcelona, adevărat? Se duce pe acolo în engleză, oh, how are you doing, American crazy. Ce vedete aveți, mă, în Praga aici? Să le facem, dați-mi o listă. Da. Ia. Yeah. Dacă Anicia Gafton ar fi un star porno, ce nume de scenă ar avea? Anicia Gafton! Anicia Gafton! Fii atent, e simplu asta! Gafton Anicia, să se știe nu, mai bine! Nu, e numele da. Tău porno, e numele animalului tău pe și numele străzii pe care ai crescut. Ce? Ah, animal de companie strada? Mijuță. Mijuță? Mijuță, da. Da, și strada. Strada. Strada Arcu. Mijuță Arcu. Mijuță Arcu. Mijuță Arcu. Hai să ne le zice pe toți acum, că mi se pare drăguț ăsta. Te trebuie să alegi, că tu ai mai mulți. Și aleg tot unul. Eu aș fi Otis Crișan. Otis Crișan? Mamă, e ăsta e vărdea lui Titu Stil. Că vine Otis Crișan femeilor. Eu sunt din ăla porno, dar în statuie acolo cu de ceva. Ia zi. Bodul ăsta, stai să vedem. Yoda Negri. Yoda Negri. Yoda Negri. Frumos. Yoda Negri, Yoda Albi. Ce e un pic ca să mor eu. Da, și o mini titel. Dacă vreți să vedeți glume mult mai bune, urmăriți Săriți de pe Fix. După la sfierbi? După la sfierbi. Mulțumește lui Doamne, Doamne, că te-a făcut frumoasă și atât. M-a făcut frumoasă? Și atât. Mulțumim în avans pentru susținere. Așteptăm și lichidarea după da. Avans. Doamne ajută să fie bine la toată lumea. 1, 2, 3 și... Săriți de pe Fix!